Da? Lasă-te, Pete! Hai de acolo, lasă-te, Ivan! Hai de acolo, lasă-te, e căsnaș! Hai, hai de acolo! Stai, mă! Oprează-te, Ivan! Ridică-ți rochea. Îți calci pe ea. Ia, păi își calcă pe ea. Bye.
Dragostea, legătură neîntreruptă,
Cel ce a binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și a arătat pe ei moștenitorii făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Florian și Melania, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați! Ține, Doamne! Doamne Dumnezeul nostru, care din neamul mai înainte ți-ai logodit biserica, Fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta, unește și păzește pe robii tăi aceștia în pace și într-un gând. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Florian, cu roaba lui Dumnezeu Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Florian, cu roaba lui Dumnezeu Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Florian, cu roaba lui Dumnezeu Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mâna și mă ajută, mâna dreaptă și o să schimbați după ce mâna stângă, mâna dreaptă. Dreapta. Se pun dreapta. Arătați-o cu mielul, cu arătați, cu bine de mine așa, simbolic. Schimbați, o să vă spun cum să schimbați, nu în cel mai. Poate că ia jos, nu trebuie mai tare. Se logodește roaba lui Dumnezeu Melania, cu robul lui Dumnezeu Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Melania, cu robul lui Dumnezeu Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Logodește roaba lui Dumnezeu Melania, cu robul lui Dumnezeu Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hai să schimbați într-o bine. Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă, i-ai descoperit să logodească pe Rebecca, însuți binecuvintează logodna rugilor tăi, Florian și Melania, și întâlnește cuvântul pe care și l-au dat, unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zis din partea bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește bărbatului, femeiesc, în ajutorul este de iubirea mea, mână mine. Însul, dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce aleși ai tăi din ea, în ea, caută spre robul tău, Florian, și spre roba ta, Melania, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea locodire și să se întărească toate, prin inerța datului Iosif, stăpânirea în Egipt, prin inerța preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inerța arătat adevărul Tamare, prin inerța Părintele nostru Cel Ceresc, s-a îndurat spre Fiul Cel Risipitor când a zis, dați-ne în dreapta Lui și junghind vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta Ta, Doamne, a întrebat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor
cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt, Îți e slavă Înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericii cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine, Zafir, slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Fericit ești, va fi femeia ta ca o mie roditoare în laturile casei tale. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Fii tăi ca niște blăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiilor tăi, pace peste Israel. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Îndelungată, cu luna cea neveșteșită a mâririi. Învredicește ai vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără pântuială, credelor din roa cerului de sus și din belșugul pământului, umple casele lor de greu, de vin, de unt de lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți, și le împlinește lor și celor ce sunt din rână cu ei toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îngurător, de oameni viitori ești și ție slavă Înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate, și legiuitorul Nunții Celei Trupești, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să facem lui ajutorul însul. Și luând una din coastele lui, i-ai zidit femeie, pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Sfântul Doamne, Dumnezeu nostru, trimite varul tău cel ceresc peste robii tăi, Florian și Melania, și dă roabei tale acestea să se plece în toate bărbatului său și robului tău acestuia să fie ca femeii, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii.
binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, plec mai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, plec mai binecuvântat pe Moise și pe Semfora, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, plec mai binecuvântat pe Joachim și pe Ana, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, plec mai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta, păzește pe aceștia, pe mine și pe mireasă, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi, de la Tine se protejează bărbatul, nu-i femeie, unește-i pe ei într-un gând, încurunează-i într-un trup, dăruiește-le lor roadă cântecelui, dobândire de prunci buni, ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea, slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Florian, roba ta, roba lui Dumnezeu Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Cunună robului Dumnezeu Florian, roba lui Dumnezeu Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Florian, roaba lui Dumnezeu, Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cunună roaba lui Dumnezeu, Melania, cu robul lui Dumnezeu, Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Melania, cu robul lui Dumnezeu, Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Melania, cu robul lui Dumnezeu, Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu să luăm aminte. Fraților, mulțumiți pururea pentru toate. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatălui, și supuneți-vă unuia altuia. Iubiți femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și
s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o înfățișeze fieși, biserică slăvită. Neavând pată sau închinăciune, ori altceva de felul acesta, ci să fie sfântă și fără prihană, așadar bărbații sunt datori să iubească femeile lor, ca pe însăși trupurile lor. Domnul nostru, ce sfântă Evanghelie, pace tuturor, Iisusului Tău. Sfânta Evanghelie, cea după Ioan, citire. Fie ție, Doamne, mărire ție, să luăm aminte. În vremea aceea s-a făcut muncă în Cana Galilei, dar mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Dar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu nu a venit încă. Mama mi-a zis celor ce slujau să faceți ceea ce vă va spune. Și era acolo 6 vase de apă. Și tot, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zice, Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorul, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și ocrotirea robilor tăi, Florian și Melania, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru ca să li se dea lor, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Claudiu și Răprimioara, Paul și Georgiana, nașilor și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și te slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Faptele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și
înălțat cu mâna tuturor celor făcute de tine și acest pahar comun pe care l-ai dat celor ce se însoțesc unul cu altul, prin unirea nunții binecuvintează-l cu domnicească ta binecuvântare, că s-a binecuvântat numele tău și s-a prea slăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Yeah.
noastră e închinăciune. Pui mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. Stai în primul parte, că s-a căpușat la mine. Așa. Elania, faci la fel. Faci trei închinăciuni. Închin de trei ori. Pui mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. O să urmă. Închin de trei ori. Și pe Sfânta Sfânta Cruce. Și... Așa. O să te răspune. Mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta. Doamne, m-a ajutat aici. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și în drept. Cu îndreptate poruncile lui Dumnezeu. Amin. Așa le-am ajutat la fel. Și cu mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela. Veselindu-te cu bărbatul tău și păzind poruncile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă, cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut de Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și acolo, nunta ai binecuvântat-o, binecuvintează și pe robii de aceștia, Florian și Melania, care prin purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu numele lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Domnului tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi și să vă dea vouă o viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple de voi de toate bunătățile cele pământești și să vă împlinească și desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfinte, răscătare Dumnezeu, pe tuturor Sfinților. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Ați venit în biserică, doi și plecați unul. Deși ceea ce a fost ceva adus în biserică a fost dragostea, care v-a unit și care v-a făcut să vă alegeți unul pe celălalt. Toți ceilalți tineri care, cu care ați copilărit, pe care ați cunoscut. Totuși, dragostea aceasta se desăvârșește sau ajunge la împlinire și la devenire de mai cu Dumnezeu. De fapt, aceasta este și sensul sau rostul tainei din Dumnezeu. Așa cum Hristos, la nunta din Cana Galilei, a plăcut apa în vin, un element natural care se găsește în natură, nu în ceva care nu se găsește în mod natural în natură, vinul, nu? Așa preface dragostea de la început, prin iubire, în ceva care este dincolo de natural sau de natură, care face să devenească pentru totdeauna, pentru vinicii, sau face ca dragostea noastră de la început să nu moară. Vedeți,
asta ne și dorim. Că suntem cuprini la început de focul dragostei cele din tine, am vrea ca dragostea noastră să nu moară niciodată, să-mi țină așa Dumnezeu zicea dorință a sufletului nostru, ca dragostea să fie eternă, să veșnică. Ori Hristos tocmai asta ne învață, vedeți, zice că vinul de la vinul dat la sfârșit, în pașul a fost mai bun decât vinul cel mic, deci dragostea aceasta, focul să fie unul pentru celălalt. De ce? Pentru că Hristos ne arată care e bine. Nu te știe drog să la Domnul, că ce nu se mai aude drog. Nu știu drog. Ce este iubirea față de dragoste? Iubirea față de dragoste este ceva plăcut. Este ceva care ne cheamă unul pe celălalt. Este focul care ne leagă. Dar iubirea înseamnă jertfă. Iubirea înseamnă sacrificiu. Când ce? Când nu mai e cumva, când nu mai dă nimic involt sau ghes în modul natural, să mergem spre celălalt. Gândiți-vă ce a făcut Hristos. Hristos că s-a răstignit pe cruce din dragoste, pe cruce din dragoste pentru noi oamenii, deși nu eram vrednici, n-am făcut nimic ca să merităm asta. El n-a simțit, a făcut-o din iubire, ne-a dat ce înseamnă iubire, adică iubire înseamnă sacrificiu, adică iubire înseamnă să pui pe celălalt pe primul loc în detrimentul tău. Dacă la început l-ai ales pe celălalt pentru că ți-a plăcut, acum te jertfești pentru celălalt pentru că el este viața ta. Tu ai făcut un legământ înainte de Dumnezeu și prin el, prin acel legământ și din dragoste pentru celălalt, eul tău se răstignește. Și vedeți, deja lucrurile merg pe un alt făgaș, merg într-un alt, pe un alt nivel, într-un alt domeniu. Și suntem în domeniul credinței. Ne asemănăm cu Hristos. Deja lucrăm prin credință. Adică totdeauna când soțul vostru ne cere ceva, dorința lui să te poruncă pentru noi. De aceea zice femeia să se teamă de bărbat și bărbatul să fie ca femeie. Dar cum să fie ca femeie? De ce să se teamă femeia de bărbat? Pentru că zice, bărbatul să fie ca femeie după cum Hristos este cap bisericii, care fiind cap bisericii s-a jertit pentru ea, pentru bărbatul trebuie să se jertfească pentru femeie, să-și pună viața pentru ea. Că dacă bărbatul va face aceasta în chipul lui Hristos, automat femeia îl va urma, pentru că sacrificiul este un act al minții, al rațiunii, este un act al bărbăției. Și când femeia vede bărbăția pe sacrificiu, un bărbat automat îl urmează, urmează îndemnul religiei. Dacă bărbatul nu urmează pe Hristos și decade, el nu poate să fie cap. Femeia se va răzvrăti. Se va răzvrăti pentru că va capul. Să ne fiți alături. Trebuie să ne fiți alături.